Dar Domnul, știți că spune la un moment dat, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, pentru că noi credem foarte serios în lucrarea Duhului Sfânt, care ne-l face real pe Domnul Iisus Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Cât un șmecher din ăsta, cât un mincinoș, cât un șarlatan din ăsta care vine și spune că a fost în iad, în locuința morților, în cer și nu mai știu unde, și l-a văzut pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și vine și spune, și te face sau vrea să te facă să te simți în inferioritate, ar trebui să-l trimiți foarte rapid la plimbare. Nu există niciun loc unde poți să-l vezi mai clar pe Domnul Iisus Hristos decât prin Duhul Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu. Ăla nu-l vede mai clar pe Domnul Iisus Hristos, că noaptea a visat ceva, că nu a mâncat bine seara, s-a gândit la nu știu ce și a avut nu știu ce halucinații. În niciun fel nu-i superior. M-auziți? În niciun fel. Nu există niciun loc mai sigur sau un loc în care să-l vezi mai clar pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea lui decât în cuvântul lui Dumnezeu. Prin Evanghelie, spune Apostolul Pavel, versetul 6 din capitolul 4, 2 Corinteni, prin Evanghelie facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Acum, prin Evanghelie, provăduim Evanghelia și prezentăm, arătăm slava chipului lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Revenim la versetul 18, în capitolul 3. Noi toți privim cu fața descoperită. Nu la venirea Domnului, acum noi credincioșii. Ca într-o oglindă, folosește aceea expresă, dar cred că acum este oglinda aceea finisată, lucită, pentru că a venit revelația deplină. Ca într-o oglindă. Slava Domnului, și suntem schimbați în același chip cu al Lui. De ce? Pentru că îl vedem pe El. De asta suntem schimbați. În același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Asta este lucrarea care se face prin Duhul Sfânt, prin intermediul Evangheliei. Prin intermediul Evangheliei, da? Dar atunci vom vedea față în față.